Se pare că Teo Zeciu va participa în noul sezon de Bass House. Rămâi până la finalul videoclipului ca să afli despre ce este vorba și să vezi și care sunt ceilalți youtuberi care vor concura în noul sezon al celebrei serii. Însă înainte să începem cu acest videoclip, nu uita să apeși pe butonul de like și de subscribe, deoarece mai avem foarte puțin și ajungem la suma de 50.000 de abonați, mai exact de aproximativ 4.000 de persoane. Iar dacă ne unim cu toții, cu siguranță vom reuși. Abonata de astăzi este Maria, iar dacă vrei să apari și tu la începutul următorului videoclip, trebuie să dai like și un comentariu. Și evident să fii și abonat sau abonat. Iar apropo, dacă vă susținere mare la videoclipul acesta, evident în numărul de like-uri. Vineri aveți un videoclip în care vă prezint dovezi noi în legătură cu faptul că Antonio Pican și Bibi sunt posibil chiar împreună. Deci trimiteți videoclipul acesta tuturor prietenilor. Iar acum că am terminat cu tot ce am avut de zis, să trecem la videoclipul de astăzi. Se pare că Teo Zeciu va participa în noul sezon de Bass House. Ca o scurtă introducere, Bass House este o serie de videoclipuri, un brand mai exact, care este de câțiva ani pe YouTube. Însă anul trecut, când Shelly a preluat acest concept, totul s-a schimbat de la concurenți până la ideile de probe. În urmă cu aproximativ o lună, Shelly postează un videoclip în care anunță noul sezon de Bass House, iar acum vă voi pune pe ecran videoclipul ca să-l puteți vedea și voi. Toamna asta, frate, că vă spun, nu se oprește. Toamna asta dau drumul la Bass House sezonul 2 și în iarnă va fi publicat. O să fie greu să fac un sezon mai bun decât primul, dar o să încercăm, o să ne chinuim. Dar, ca să fiu și eu motivat, am și eu o mare rugăminte la voi, o favoare pe care puteți să mi-o faceți. Acum eu știu că v-a plăcut filmul Bass House. Unii l-au văzut la cinema, unii l-au văzut acum pe Netflix, că a apărut pe Netflix de o săptămână. Dar chestia care este, ne ajută enorm în relația cu platforma să avem multe thumbs up-uri la filmele pe care le punem pe Netflix. Și dacă ne dați multe thumbs up-uri la filmul ăsta, o să putem pe viitor, grație unei relații mai bune cu cei de la Netflix, să facem filme și mai de impact, așa că dacă vreți să fiu motivat să fac un sezon 2 din Bass House mai șmecher decât primul și poate mai facem și filme și mai departe, vă rog frumos, dublu thumbs. Ei bine, se pare că într-un live pe YouTube, Teo Zeciu și-a mânțit urmăritorii că va participa în noul sezon de Bass House. Viețile mele așteptare a luat sfârșit, am vorbit cu organizatorul acestei emisiuni, mi-a zis că e ok să spun pe live, da? Deci am vorbit cu el la telefon, dacă vreau să răzgândești, a zis că nu, de fapt nu voiam. Viețile mele voi pleca la Bass House. Și nu glumesc. Chiar o să mă duc la Bass House. Am vorbit azi cu Shelly. I-am zis, bă, viața aia, când vrei să anunți participanții? Și am zis, bă, că nu știu, că i-aș anunța atunci când e mai aproape, că nu știu ce. Și am zis, bă, uite, vreau să fac și eu live și vreau să dau și eu niște detalii la comunitate, că le-am zis că o să plec o săptămână. A zis, da, mă, dacă faci live, spune-le. Nu spune nimic de ceilalți, adică spune doar de tine și merge la Bass House, viețile. Însă pe lângă Teo Zeciu, chiar și șoferul lui Shelly va participa în noul sezon al emisiunii. Este foarte mândru de mine și foarte bucuros că am reușit și mă susține foarte mult. Mă bagă în proiectele lui. Adică, nu știu dacă știți de Bass House sau ați auzit de Bass House. Da, normal că am auzit. Da, a venit Shelly și aici a vorbit. Mai sunt niște zvonuri cum că și Imogen și Tena Duceac ar participa la Bass House, deoarece au anunțat pe niște live-uri că vor lipsi câteva zile, de ce vor pleca într-o emisiune. Vă voi pune acum videoclipurile pe ecran ca să le vedeți și voi. Nu cred că mai fac live mâine. Nu știu, nu cred. 90% sunt șanse să nu facem live. Și o să ne vedem. Vedem, dar abia peste 10 zile. Peste 10 zile. 11, cam așa, cu plus, cu minus. Am nevoie să fiți cu mine acolo, să câștig viețile mele. Dar nu mă duc cu gândul ăsta. Da, o să fie un live incendiar, Tina nu o să fie. Tina pleacă. O să fie, mă. În deplasare. Voi ce părere aveți? Credeți că va fi un sezon mai bun decât precedentul sau nu? Lasă părerea ta mai jos în comentarii. Iar lăsând comentariul, ai șansa să apar și în următorul meu videoclip. Iar dacă așa ai multe, evident, vei avea mai multe șanse. Pe final, nu uita de like, share și subscribe, deoarece mai avem nevoie doar 5.000 de persoane pentru a ajunge la suma de 50.000 de abonați. Iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, am fost Robert, v-am pat.